Vom vorbi în această lecție despre proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Și vom începe prin a efectua un produs, produsul dintre numărul natural A și o sumă de numere naturale B plus C încadrată în paranteză. Este un produs de doi factori și, după cum știm, orice înmulțire este o adunare repetată. Deci A ori B plus C înseamnă B plus C luat de A ori, adică B plus C plus B plus C plus și așa mai departe plus B plus C de A ori. Apelăm în continuare la proprietatea de asociativitate a adunării, care ne spune că putem desface parantezele atunci când avem doar adunări, și de comutativitate, care spune că nu contează ordinea termenilor într-o adunare. Deci, putem desface parantezele, este egal cu B plus C plus B plus C plus puncte puncte plus B plus C și putem grupa termenii. Deoarece avem B plus C de A ori, înseamnă că avem de A ori B, deci este B plus B plus puncte puncte plus B de A ori plus C luat de A ori. C plus C plus C plus puncte puncte plus C. Ne întoarcem la definiția înmulțirii. Înmulțirea este o adunare repetată. B adunat cu el însuși de A ori înseamnă A ori B. C pe care l-am adunat cu el însuși de A ori înseamnă A ori C. Și obținem astfel o relație care constituie proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Și anume, A ori B plus C este egal cu A ori B plus A ori C. Ne rescriem această relație. A ori B plus C este egal cu A ori B plus A ori C. Atunci când înmulțim un număr cu o sumă, putem spune că înmulțirea se distribuie pe ambii termeni ai sumei. Același lucru va fi valabil și la scădere. Respectiv, dacă avem A ori B minus C și se demonstrează în același mod, este egal cu A ori B minus A ori C. Din nou, înmulțirea se distribuie pe numerele din paranteză, pe descăzut și pe scăzător. Să vedem în continuare și două exemple de folosire a distributivității față de adunare și scădere. Un prim exemplu, efectuăm produsul dintre 3 și 4 plus 5. Dacă efectuăm așa cum am învățat până acum, respectând cu strictețe ordinea efectuării operațiilor, putem calcula suma din paranteză, 4 plus 5 este 9, deci este egal în continuare cu 3 ori 9, egal cu 27. Dacă apelăm la proprietatea pe care am demonstrat-o de distributivitate a înmulțirii față de adunare, putem calcula acest produs, 3 ori 4 plus 5, și în modul următor. Este 3 ori 4 plus 3 ori 5. Egal în continuare, 3 ori 4 este 12 plus 3 ori 5, care este 15. Iar 12 plus 15 este egal cu 27. Evident, rezultatul la care ajungem este același. Să vedem și un exemplu de folosire a distributivității pentru
o diferență, deci a înmulțirii față de scădere, efectuăm produsul dintre 4 și 7 minus 5. Este egal în continuare. Efectuăm prima dată calculul din paranteză, deci este egal cu 4 ori 7 minus 5 este 2, iar 4 ori 2 este egal cu 8. Dacă folosim de această dată proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de scădere, 4 ori 7 minus 5 este egal cu 4 ori 7 minus 4 ori 5. Este egal în continuare, 4 ori 7 este 28 minus 4 ori 5 este 20. 28 minus 20 este egal cu 8. Și iată un exemplu de folosire a distributivității înmulțirii față de scădere. Putem folosi și în caz general, dacă aveam 3 înmulțit cu, să punem în paranteză, și o adunare și o scădere, 7 plus 3 minus 4 este egal cu, efectuăm prima dată calculul din paranteză, 7 plus 3 este 10, 10 minus 4 este 6, deci este egal cu 3 ori 6, care este 18. Folosind distributivitatea, 3 ori 7 plus 3 minus 4 este egal cu, luăm pe rând, 3 ori 7 urmează 3 ori 3, deci plus 3 ori 3 și minus 3 ori 4 este egal în continuare cu, 3 ori 7 este 21 plus 3 ori 3 este 9, minus 3 ori 4, care este 12. 21 plus 9 este 30, deci este egal în continuare cu 30 minus 12, cu un calcul simplu, este egal cu 18. Iată, deci funcționează pentru orice număr de termeni în paranteză. Aceasta este, deci, proprietatea înmulțirii, proprietate de distributivitate a mulțirii față de adunare și scădere. Mult succes în continuare! În această lecție vom vorbi despre scoaterea factorului comun într-o sumă de 2 sau mai mulți termeni. Și pentru aceasta trebuie să ne amintim, în primă instanță, de proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Ce ne spune această proprietate? Că dacă avem un număr A înmulțit cu o sumă, a cărui termen vor fi B și C, atunci această înmulțire se distribuie pe ambii termeni ai sumei respective. Adică A pe lângă B plus C va fi egal cu A ori B plus A ori C. Același lucru era valabil și dacă acest număr A era înmulțit cu o diferență. Din nou, înmulțirea se distribuie atât lui B cât și lui C. Deci obținem A ori B minus A ori C. Aceasta era proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Privind aceste egalități pe care le-am obținut invers, vom obține factorul comun. Să vedem prima egalitate, A ori B plus A ori C. Am văzut că este egal cu A înmulțit cu B plus C. Iar A ori B minus A ori C este egal cu A înmulțit cu B minus C. Privind în membru stâng al egalităților, observăm că avem o sumă de 2 termeni care amândoi acești termeni sunt produse. În aceste produse există un factor comun. Primul produs îl conține pe A, la fel ca și cel de al doilea. Iar ceea ce am făcut, l-am scris pe A înmulțit cu
și aceiași doi termeni mai puțin a. Acesta este procedeul de scoatere a factorului comun, folosit și aici la diferență de două numere, ambele produse cu factorul comun a. Acestea au fost noțiunile teoretice, să vedem și o aplicație practică. Efectuați. Amic. 4 ori 198 plus 4 ori 2 egal cu, iar la B mic, 3 ori 204 minus 12 egal cu. Să vedem primul exercițiu. 4 ori 198 plus 4 ori 2. O variantă ar fi să mulțim pe 4 cu 198. Este un calcul care nu îl putem face imediat, deci le vom scrie una sub alta, efectuăm acest calcul și după aceea adunăm cu 8. Dar pentru că am învățat factorul comun, vom privi această sumă ca pe o sumă de doi termeni, care fiecare din acești termeni sunt produse, în care apare același factor 4. Deci vom scoate pe 4 factor comun și scriem în continuare 4 ori, iar în paranteză ne rămâne 198 plus 2, egal mai departe cu 4 ori și în paranteză 198 plus 2 ne va da 200, iar 4 ori 200 este 800. Observăm că a cunoaște factorul comun în unele ocazii înseamnă a ne ușura munca. Trebuie să recunoaștem că ar fi fost mult mai nevoios să facem înmulțirile și după aceea să adunăm termenii. Să vedem următorul exercițiu. 3 ori 204 minus 12. 12 nu este un produs, dar se poate scrie ca un produs. Și pentru că aici avem o mulțire între 3 și 204, vom încerca să-l scriem și pe 12 ca pe un produs dintre 3 și încă un număr, iar acel produs este 3 ori 4. Deci, mergând în continuare, ne rescriem exercițiu, 3 ori 204 minus 3 ori 4. Acum avem posibilitatea din nou de a scoate factor comun pe 3. Și vom obține 3 ori, în paranteză, 204 minus 4. Adică 3 ori, în paranteză, am obținut 200, adică 600. Din nou, o variantă mai ușoară decât ar fi fost varianta calculării produsului și a scăderii ulterioare. Să mai adăugăm două exerciții. 30 plus 14 minus 2 egal cu, și la D mic, 160 plus 180 minus 40 egal cu. Ne vom propune în continuare să rezolvăm și aceste două exerciții prin scoaterea factorului comun. Să vedem exercițiul C mic. Niciunul din termenii acestei sume nu ne este dat ca un produs, dar pentru că toate trei numerele sunt numere pare, le vom putea scrie ca produs de 2. 30 se va putea scrie ca 15 ori 2 plus 14 îl putem scrie ca 7 ori 2 minus, iar 2 se poate scrie ca 1 ori 2 egal cu. Acum putem scoate factor comun, pentru că toți cei trei termeni conțin factorul 2, 2 pe lângă, și ne rămâne în paranteză 15 plus 7 minus 1 egal cu. În paranteză 15 plus 7 egal 22, 22 minus 1 egal 21. Deci obținem 2 ori 21, adică 42. Următorul exercițiu. 160 plus 180 minus 40.
Observăm că toate aceste trei numere se termină în 0, deci toate sunt divizibile cu 10. Deci se pot scrie ca produs de 10. 160 va fi 16 ori 10. 180 va fi 18 ori 10. Iar 40 va fi 4 ori 10. Deci factorul comun va fi 10. Și scoatem pe 10 factor comun pe lângă. 16 plus 18 minus 4. Am putea acum să efectuăm calculele, dar vedem că și în paranteză avem 3 termeni care toți sunt numere pare. Deci toți s-ar mai putea scrie ca produse de 2. Și atunci să mai scoatem o dată factor comun și în această paranteză. Vom avea paranteză pătrată, pentru că vom mai folosi încă o paranteză, scoatem pe 2 factor comun pe lângă. 16 l-am considerat 8 ori 2. Deci în paranteză ne rămâne 8. 18 l-am considerat 9 ori 2. Deci în paranteză rămâne 9. Iar 4 l-am considerat 2 ori 2. Deci avem 8 plus 9 minus 2. Egal mai departe. Și vedem în continuare că obținem 10 ori, iar efectuând calculele din această paranteză rotundă, obținem 17 minus 2 egal 15, ori 2 egal 30. Iar 10 ori 30 va fi 300. Astfel se lucrează cu scoaterea factorului comun. Mult succes în continuare! Ne propunem rezolvarea următoarei probleme. Dacă x plus y este egal cu 5 și a plus b este egal cu 10, calculați a ori x plus a ori y plus b ori x plus b ori y. Ni se cere deci să calculăm a ori x plus a ori y plus b ori x plus b ori y. Cunoscând suma dintre x plus y și suma dintre a și b. Primii doi termeni ai sumei, a ori x și respectiv a ori y, putem observa că au un factor comun, pe a. Următorii doi termeni ai sumei au factor comun, pe b. Vom folosi scoaterea factorului comun. Dintre primii doi termeni scoatem factor comun pe a. Pe lângă, în paranteză ne rămâne din primul termen x, din cel de-al doilea, deci plus y. Între ultimii doi termeni ai sumei, scoatem factor comun, am spus pe b. Deci plus, în continuare, b, pe lângă, în paranteză rămâne x plus y. Observăm acum că avem o sumă de doi termeni. Și acești doi termeni, a ori x plus y, respectiv b ori x plus y, sunt produse. Iar în aceste produse apare un factor comun și anume x plus y. Putem deci din nou să scoatem factor comun pe x plus y. De această dată, pe lângă, în paranteză, din primul termen ne rămâne a plus, din cel de-al doilea, b. Iată deci, a ori x plus a ori y plus b ori x plus b ori y poate fi scris sub această formă. X plus y ori a plus b. Revenind la datele problemei, știm că x plus y este egal cu 5. Iar a plus b este egal cu 10. Ne rezultă atunci că suma pe care o aveam de calculat de 4 termeni, a ori x plus a ori y plus b ori x plus b ori y este de fapt egală cu 5 ori 10. Deci este egal în continuare cu 50. Un exercițiu în care pentru a ajunge la o soluție a fost esențială scoaterea factorului comun. Mult succes în continuare!
Vom vorbi în această lecție despre împărțirea curest a numerelor naturale și vom învăța să probăm împărțirile curest prin proba împărțirii curest. Pentru a înțelege cât mai bine, vom folosi exemple. Respectiv, efectuăm câteva împărțiri. Prima dintre ele, amic, 23, împărțit la 5. Când efectuăm 23 împărțit la 5, ne punem problema de câte ori intră 5 în 2. 5 în 2 nu intră deloc și atunci luăm următoarea cifră. 5 în 23. 5 în 23 intră de 4 ori. 4 ori 5 este 20. Prin scădere ne rămâne 3. Numărul 3, numărul natural 3 care ne rămâne, este mai mic decât împărțitorul 5. Acesta va fi restul împărțirii. Vom spune atunci că 23 împărțit la 5 este egal cu 4, rest 3. În această împărțire, numărul pe care l-am împărțit se numește, ne amintim, de împărțit, numărul la care am împărțit se numește împărțitor, numărul pe care l-am obținut este câtul împărțirii, iar 3 este restul. Cum putem proba împărțirea? Prin proba împărțirii, care este dată de teorema împărțirii cu rest și care ne spune că de împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Probăm împărțirea noastră. De împărțitul, adică 23, este egal cu împărțitorul 5 ori câtul 4 plus 3. 5 ori 4 este 20 plus 3, care este 23. Deci 23 este egal cu 23, adevărat, înseamnă că am efectuat corect calculul. O altă împărțire, 124 împărțit la 10. Ne punem problema, de câte ori intră 10 în 1? 10 în 1 nu intră deloc. Atunci luăm numărul format din primele două cifre. De câte ori intră 10 în 12? 10 în 12 intră o dată. 1 ori 10 este 10. Scădem. 12 minus 10 este 2, deci ne rămâne 2 și după scădere coborâm următoarea cifră. De câte ori intră 10 în 24? 10 în 24 intră de 2 ori, iar 2 ori 10 este 20. Prin scădere ne rămâne 4, iar acest 4 va fi restul împărțirii. Efectuăm și proba. De împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. De împărțitul, care este 124, este egal cu împărțitorul, care este 10, ori câtul 12 plus restul 4. 10 ori 12 este 120 plus 4. 120 plus 4 este egal cu 124. Putem despune că am efectuat corect împărțirea, adică 124 împărțit la 10 este egal cu 12, rest 4. Nu este obligatorie verificarea împărțirii, însă pentru început este bine să o facem pentru a fi sigur că am împărțit corect. O altă împărțire, 14.605 împărțit la 200. Efectuăm. 200 în 1 nu intră deloc, 200 în 14 nu intră deloc, 200 în 146 nu intră deloc și atunci luăm 200 în 1460. 200 în 1460 intră de 7 ori. 7 ori 200 este 1400. Efectuăm acum scăderea.
0 minus 0 este 0, 6 minus 0 este 6, 4 minus 4 este 0, 1 minus 1 este 0. Deci putem pune egal și coborâm următoarea cifră, 5. 200 în 605 intră de 3 ori. 3 ori 200 este 600. Prin scădere ne rămâne 5. Și acesta va fi restul împărțirii. Putem spune atunci că 14.605 împărțit la 200 este egal cu 73, rest 5. Verificăm și această împărțire să vedem dacă am făcut corect. Și anume, proba împărțirii de împărțitul este egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Adică 14.605, verificăm dacă este egal cu împărțitorul, adică 200, ori 73 plus restul 5. Este egal cu, dacă mulțim 200 cu 73, avem 2 zerouri la capăt și facem atunci 2 ori 73. 2 ori 3 este 6, 2 ori 7 este 14. Deci este 14.600 plus 5. 14.600 plus 5 este egal cu 14.605. Deci calculul nostru este corect. Aceasta este deci împărțirea cu rest a numerelor naturale. Menționăm faptul că orice împărțire de numere naturale, chiar și împărțirea exactă, poate fi privită ca fiind o împărțire cu rest. Adică mai adăugăm aici un exemplu, dacă împărțim pe 20 la 5, 5 în 20 intră de 4 ori. 4 ori 5 este 20 și prin scădere ne rămâne 0. Putem considera că și aceasta este o împărțire cu rest. 20 împărțit la 5 este egal cu 4, rest 0. Și aici este valabilă proba împărțirii cu rest, și anume de împărțitul, adică 20, este egal cu împărțitorul, 5 ori câtul, 4, plus 0. 5 ori 4 este 20, plus 0 este tot 20. Astfel și împărțirea fără rest, sau împărțirea cu rest 0, sau împărțirea exactă, este un caz particular al împărțirii cu rest. Reținem proba împărțirii de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul și să fim atenți ca restul să fie mai mic decât împărțitorul. Mult succes în continuare!